Bun, salutare tuturor, numele meu este DS și astăzi ne găsim la episodul 12 plus 1 din măreața noastră carieră și bă, Barcelona. Băi, deci care spuneați de Barcelona, să ne transferăm la Barcelona, vedem, bă, nu am mai câștigat, am mai făcut egaluri. Am făcut ceva egaluri în campionat de când suntem la Real Madrid. Dar cu toate acestea, după atâtea înfrângeri și egaluri, care îs câteva pe o echipă care este pe locul întâi, să fim în continuare la 5 puncte de Barcelona. Barcelona care este și eliminată din Champions League. Guys, se pare că am ales echipa care trebuie. Îmi pare rău. Trebuie să vedeți. Noi avem avantajul clar. Odegaard joacă iar pe poziția noastră. 3 la 1. Hazard și Valverde. Bă, ceva interesant. Se pare noi luăm revanșa PSG-ul 3 la 2 cu Dortmund și Liverpool cu Napoli egală continuare. Avem miercuri meciul cu Spurs și putem vedea deja ce a trecut mai departe. Dortmund și Napoli mai departe. Și astăzi, noi când avem acest meci cu Spurs, are meciul și Juventusul cu Atletico Madrid. Napoli și Dortmund abile trec mai departe cu un scor general de 3 la 3. Păcat din regula asta stupidă cu golurile din neplasare. Liverpool eliminat. PSG eliminat. Opa că se îngroașă gluma. Dar o să avem un Real Madrid cu Spurs la noi acasă. Cărjan stamină full cub, o crește în OVR, vedem că are data asta 81. Marez lângă noi, hai să jucăm și cu tactica asta să vedem cât de mult ne ajută Marez. Și la ei echipa Moura nu pare foarte schimbată, cu Boateng, cu Gomez data asta, tot Alba. Loris în locul lui De Gea, păi a reușit să dăm golul lui De Gea în episodul trecut, am reușit. Bifat acolo notat. Țineți minte, acum pe Santiago Bernabeu trebuie să-i dăm gol și lui Loris, să facem un spectacol total, aplaud acolo Varan. Haideți bă băieți, haideți că putem, hai. Înaintăm frumos, îl vedem pe Kubo mai în față să vedem, mamă, dar avem pe Son din nou lângă noi. Hopa, ce spectacol acolo. Doi jucători în atac și nu am putut să ajungă mingea nici la mine, nici la Kubo. Să nu pierde mingea și se duce Son, înaintează, opa, dar apărătorii noștri sunt pe fază, Dele Alli de data aceasta, Dele Alli, să vedem dacă poate să fie blocat de către Cătălin Cărjan, nicio treabă, din nou trece Dele Alli și Varan, calm, foarte calm, mă mir cu de nou data autogol Varan, doar în meci de Champions League. Harry Kane, deposedat într-un final de către Militao, dacă nu mă înșel, cred că el este. Haideți mă, dați mă cu pasa aia dacă tot. Hai, înaintăm frumos și Marez ne dă o pasă acolo. Și o pasă la Hazard. Hai că doar la Hazard nu a fost aia. Opa, cât a spațiu liber și marchează Spursul. A încercat acolo băieți un tackling ceva. Lo Celso marchează primul gol să nu ne luăm încă două, că dacă ne-am mai luat două am încurcat-o. Nu știu ce caută Courtois atât de departe, Courtois, dacă ai gafat-o pe asta. Aoleu, aoleu, ce am zis că intră în poartă. Dacă era la golațul, închideam canalul. Puțin cam... Cam răuț, puțin că am dominat în acest match, să nu pierdem mingea. Hai, pentru tine asta, Kubo, pentru tine, pentru tine este pasa, Kubo. Pentru tine este pasa asta, Kubo! Aia zic eu, mă, și împiedic pe jos. Kubo, care nici nu are față în joc, bine că o avea în FIFA 19, dar nu are în FIFA 20. Ok. Kubo, care pe vremea când nici măcar nu era la Real Madrid în FIFA 19, avea față în joc. Aia e nebunia, că Kubo știu că chiar îl luam la carierele mele pentru că Pușcă avea 64 OVR și Exacti Prospect, deci era un jucător perfect de luat poziția aia de cam, CF. Toate acestea se încheie și prima repriză cu scorul de 1 la 1, e ok. Dacă mai dau încă un gol am fi mai lejer, se pare că Atletico Madrid trece mai departe, deci vom avea un Dortmund, cel mai probabil cu Napoli și cu Atletico Madrid alături de Real Madrid în semifinalele Champions League. Sper acum din tot sufletul este că nu picăm noi acum cu Atletico Madrid. Poate se inversează cumva. Kubo ne așteaptă cumva. Am văzut că cam întârziem și-a dat mingea lui Hazard. Și aia tot a fost cu faza lor pe atac.
Opa, Harry Kane acolo, am jucat să-i fac un blocaj, înaintează, apără Courtois. Minunea sezonului. Pasă bună, acolo a încercat Harry Kane să vină după noi. Cubo, înaintăm cu el. Hai că mă apropie, intru eu leacă mai central. Valverde ne dă mingea, Valverde și Cătălin Cârjan. Am încercat acolo un dribbling ceva, dar nu mi-a ieșit. Opa, Son. Son, o pasă bună. Pasă la Courtois, se pare. Hai, hai, Courtois, hai, Courtois. Hai, zboagă, treia, bravo, hai. Înaintăm așa frumos, trecem de ei, țaca, paca, pasă la Marez. Înaintăm cu aia 3 HP pe care mai avem. Și atât a fost cu aia 3 HP. Vedem că băieții preferă joace de acum mai defensiv. Ne găsește Cubo pe atac. O pasă acolo la care la râbă, mai probabil. Îți... A, penalti, penalti, bă, băieți, penalti, făcut de către Cătălin Cârjan. Trebuie să-l bat eu, hai! Fault acolo pe final. Se pare că în acest episod trecem clar mai departe, în semifinale. Valverde cu Müller. Și Cătălin Cârjan bate penaltiul. Putem lăsa pe Hazard dacă vrem. Hai să vedem, băieți, ce reușim. O dăm la sigur frumos la vincul și Cătălin Cârjan! Gol din nou! Foarte frumos! Hai, doar eu mă bucur, doar eu? Mă duc lângă camera acolo și mă bucur doar eu. Ei, vine Müller puțin. Hai, mă mai iau băieții în brațe, așa e frumos. Cătălin Cârjan, gol din penalti și al doilea gol din Champions League și cu acest gol fantastic. Gata, gata. Du-te-n ca și semifinaliști. Sperăm că nu împotriva lui Atletico Madrid. Poate jucăm cu altă echipă cu... N-am jucat cu Atletico Madrid până acum, în această carieră, de când suntem la Real Madrid. Dar, cum îi spune, poate nu jucăm cum o juca în campionat. Clar, vor fi meciuri, dacă nu în sezonul ăsta, în sezonul următor. Cătălin Cârjan, să avem grijă să facem din penalti. Bun, hai. Dar nu ne mai grăbim, că deja este 4-1 pentru noi. Din partea mea, băieții, să mai marcheze încă două goluri, că nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Hai cu Bodoni, una rapid, preluare pe piept și gata, semifinaliști, frumos, elegant. Nebunii cu totală, iar am zis totală. Un meci în care, da, știm că am intrat cu 2-0 după meciul tur. La ei acasă, Atletico Madrid, scor din reprezentare împotriva lui Juventus. Și cam gata, s-a stabilit. Dacă înaintăm și dăm să vedem foarte frumos cine i-a trecut mai departe. Real Madrid cu Atletico Madrid, exact, mi se pare, când se trag optimile, se trag de la nimeni reală, de aia spăr să o pica cu noi și Dortmund, ca de exemplu la. Dar din sferturi, primele două cu ultimele două, nu se mai modifică absolut nimic, avem un Dortmund vs. Napoli și un Real Madrid vs. Atletico Madrid în semifinale. Și acum era culmea ca între meciurile din semifinale, ghiciți, hai ghiciți. Cum era ca între Atletico Madrid să avem... A, avem meci cu Barcelona și după cu Atletico Madrid. Auleu! Auleu! Probleme. Nu suntem aici în acest meci, pentru că suntem cam obosiți. Odegaard, rezerva noastră. Și Hazard, cât pe acest dia, Hedric, dar din păcate a ratat penaltiul. Vedeți dacă nu era Cârjan să marcheze la sigur. S-au resetat și meciurile. Probleme în paradis. Nu jucăm cu Villarreal, suntem rezerve. Mi-am convenit deocamdată. 2-0 Militao și Rodrigo. Barcelona vedem că câștigă și Atletico Madrid la fel. Trebuie să avem grijă la aceste două echipe. Chit că ne-am format un avantaj, poate nu-l distrugem prea curând. Avem meci cu Espanyol. Meci... Ce să facem cu acest meci? Îi zic, domnul, știi ceva? Eu nu vreau să joc acest meci, nu mă interesează. Scoatem un 3-0. Surprinzător și semifinala cu Atlet. Se pare că Barcelona, nu știu ce cu Barcelona, au două meciuri mai puțin jucate. Și dacă l-ar câștiga pe amândouă, ar face 83 de puncte și ar ajunge la 5 puncte de noi. Atletico Madrid, totuși, la momentul actual, se află pe locul 2. Practic, va fi în semifinala bătălia celor mai bune două echipe din acest sezon.
din La Liga. Îmi pare rău să zic totuși chestia asta pentru cei care țin cu Barcelona și avem meciul tur. Ramos se întoarce, dar nu știu dacă pentru meciul acesta, dar cel puțin pentru următorul. Suntem aici în primul 19, pe partea stângă sper. Și pe partea dreaptă în continuare, de acum vom rămâne doar pe partea dreaptă. O, surpriză, dar și la noi obosesc, dar și la ei. Ei un Felix cu Suarez, Corea care a fost ales jucătorul lunii, Saul, Oblak în poartă, hai că doar lui Oblak nu i-a mai dat acum golațo. Eu zic să ne concentrăm, bă băieți, jucăm acest episod. Valverde se pregătește aici în ultimul hal, noi nu ne vedem, dar ne antrenăm și noi de garantat 100%. Saul la fel, de atac de jucat la noi acasă. Opa, oricum o să fie două semifinale în care ce să faci? În prima oară la noi acasă și vedem pe Zizu în coreografie. Foarte mișto. Hala Madrid, guys, hala Madrid. După care în meciul următor ce o să facem în următoarea semifinală? Vom traversa strada și vom ajunge acasă la Atletico Madrid. Bun, Felix făcut acolo de către Cătălin Cârjan. O pasă la Kubo, care Kubo sperăm să încerce ceva din nou, de carul nostru să arate. De ce? Bă, oricum, garantez că tot 120 de milioane o dat și pe noi, cum 120 ceva de milioane s-o dat și pe Felix. Deci, haide să facem spectacol dacă tot și să continuăm treaba, să arătăm care tânăr este mai bun, Joao Felix sau Cătălin Cârjan, acolo să apărăm și noi pe în top acolo, cei mai buni din FIFA. Dar înaintea zice Cătălin Cârjan, ca să scape de balon, ținut și n-are cum să dea pasă. Și cum o simțit el pasă aceasta, Cătălin Cârjan, lui Oblak și golazo! Golazo, Cătălin Cârjan, numărul 10! 10, numărul 10, bă băieți, golați aici, face apărarea, aia zic, așa, opa, cum s-a dat pasa aceasta și a trecut direct la vinclu, aia zic, al treilea gol în Champions League, opa, foarte bine acolo Kubo, aproape, e un tackling care nu și-avea rostul. Iau Felix acolo, cam timid, nu știa, s-a panicat, mai bine zis, nu timid. Hai să avem mare grijă, să nu luăm gol în special în această partidă. În următoarele, dacă luăm, nu e chiar atât de mare problemă, putem și să dăm. Kubo ne repară greșeala. Noi acolo cu o pasă frumoasă la Kubo și ce asist și ce gol! Aia zic, ce acolo gândirea tinerilor talente. Cârjan și Kubo cu stângul, golațo, 2-0 imediat. Kubo cu al, nici măcar nu știu câtelea gol în Champions League, cu al doilea, l-am întrecut deja. Hai Kubo, să mai dăm o pasă, nu e problemă. Cătălin Cârjan din nou la balon, Cătălin Cârjan, îl simte acolo pe Rodrigo. Să sperăm, hai că Rodrigo, ai dat o pasă dacă e. Hai Mendy, ne-o dă tot nouă, Mendy acolo la Kubo. Kubolu Rodrigo și 3-0! 3-0! Hai că... Miroasea finală, boys! Miroasea finală, clar! De fapt, acum stau să mă gândesc, nu pot alege între să joc meciul cu Barcelona. Trebuie acest episod să joc clar și cealaltă semifinală, pentru că o să fiu prea obosit și nu cred că mă bagă Zizu. 3-0 în prima repriză, mai bine jucăm împotriva lui Juventus ca să avem Cristiano Ronaldo aici înapoi pe Bernabeu. Opa, Joao Felix făcut din nou de către Cătălin Cârjan. Haideți, hai Kubo aici. Hai să vedem dacă reușesc acolo, o pasă și puțin cam tare, dar puțin s-a dus, puțin mai tare. Toate acestea, 3-0 în prima repriză, bă băieți. Am RMCF, Cătălin Cârjan, aici statistica, tot ce vrei să vedeți cât a jucat, deci pasii complete, aproape nu, cred că ultima nu a fost bună, fără mișto, cred că ultima pasă a fost greșită. Ce 3-0 în prima repriză, se întâlnește din nou Real Madrid cu Atletico Madrid pentru nu știu câte ori, noi doar 3 șuturi atât am avut, posesie de 50% și doar 3 șuturi, nota 10 pentru Cătălin Cârjan care a reușit un gol, un asist și a pornit faza din care a intrat un alt gol. Morata revine, se pare, la Atletico acasă, pleacă de la Juventus,
Interesantă prima mutare. Cătălin Cărjan înaintează acolo. Opa, faultat. Să avem grijă, nu pățim ca în cealaltă semifinală, cea din Europa League. Opa, Valverde. Opa, înaintează acolo Cătălin Cărjan să și împiedică din nou, să avem o măreață grijă. Ni se dă înapoi mingea și cu toate acestea. O, bă, tras. Opa. Nu opresc băieții faza. Ce eu așteptam să oprească faza, că am apăsat pe butoanele de pauză, dar dacă nu a vrut să se oprească. De ce mai dă opțiunea să apăs ca să se oprească faza dacă nu se oprește, întrebarea mea. Yes, e frumos. Iovici, bă, hai să vedem cum e și cu Iovici pe atac. Poate cine știe, este mai bine. Uite, acum mai dau pas să vedem dacă știi să șuteze. Hai. Știi? Nu știi. Am încercat măcar. Este acolo, intră rezervele. Sau... poate nu vor băieții să tragem de timp. E bine că avem și un scor de reprezentare la noi acasă, pentru că băieții nu au marcat în deplasare. Hai, înaintăm frumos. Mamă, cât de aproape. Cătălin Cărjan. Opa, să avem aici cu idăm. Îi dăm clar lui Iovici, că Iovici suntem cu dăm mai în spate, că e ultimul slăban. Hai Asensio, măcar tu, hai că ai dat-o bine. Eu total, liber, dai la un jucător care-i ținut de 2. Am înțeles. Și se încheie, bă, băieți, acest meci, după ce am zis, Atletico Madrid o ținut în continuu de minge. Nu au rușit mai multe goluri decât 3. Un 3-0 le-a fost de ajuns. Știm că ei nu au marcat nici măcar un gol în deplasare, iar noi dacă marcăm unul singur, gata, i-am distrus. Kubo, Cărjan și Rodrigo, cei trei marcatori care au dat singurele 3 șuturi pe poartă, cred că valabil la ambele echipe. Și urmează de acum meci cu Barcelona, sigur nu suntem titulari, suntem doar rezerve, ce am și zis adineauri, rezerve. Pedri, Cam cu Trincao, Dembele, Martinez, Messi este out, nu știu dacă s-a retras Messi, dar acum joacă Barcelona, parcă vezi că s-a și retras. Și doar un 1-1, Hazard ratează penalte, putea să fie lejer. Ah, ba nu, Messi juca, mă, dar pe ce poziție? Înseamnă că am fost eu chior. Înseamnă că am fost eu chior și nu l-am văzut pe Messi, dar Messi juca. Asta e de acum. Sau poate cine știe ce fel de buc, Dortmund cu Napoli 1-1. Ar fi, prefer o finală cu Dortmund, sincer să fiu, și de acum haide să facem și antrenamentele, pentru că suntem cotați la aproape 80.000. euro, ceea ce este foarte bine pentru un puștan de doar 19 ani. 80 mi se pare că valorează Ansu Fati, tot la vârsta aceasta, la momentul actual mă refer în realitate, deci practic noi suntem un fel de Ansu Fati, ceea ce este perfect pentru noi. Urmează revanșa cu Atletico Madrid, după care un alt meci cu Atletico Madrid. Dacă stăm să verificăm campionatul, ce ne zice? Atletico Madrid se află pe locul 2, de fapt, dacă practic egalul pe care l-am făcut cu Barcelona, i-am încurcat ca să prindă locul 2, ceea ce este ok. Suntem aici din nou în primul 11 și sincer să fiu, n-am chef să mai joc meciurile astea cu Atletico, că urmează iar un meci cu Atletico, după aia cu, uite, așa ca glumeț, deci ultimele meciuri în campionatul Real Madrid. Real are meci cu Madrid, după cu Real versus după cu Real. Și undeva pe 29 mă aștept să fie, sau în 28-29 să fie și finala Champions League. Împotriva ori lui Dortmund, ori lui Napoli. Haideți totul să jucăm. Felix Suarez, data asta echipa o vedem mult mai, examina mult mai mare. Immobile revine, din păcate, și gata, băieți au deja mare avantaj că joacă Immobile la noi. Și ca și acest meci, doar ca să nu fie episodul chiar atât de scurt. Băi, ți-au pregătit o mare coreografie. Nu, serios, e mare. Bata, adică doar un banner pus simplu cu minus 3. Și o lăsăm așa să vadă că e... dacă doar la Atletico Madrid avem și noi treaba asta, deci nu o folosim. Cărjan acolo stă așa la că, bă, dar tot, de ce toți stau așa? Deși toți, așteptăm, nu de parcă avem 3-0, practic a fost scor de neprezentare, ci tot vă, așa iurea. Haideți să înaintăm, să facem un spectacol total, mai dăm poate un gol rapid și după aia simulăm. Immobile, vedem. Immobile acolo, dacă te duci cumva, dacă reușești să-ți dau în sfârșit, ție o pasă bună, mă, mir. Gol în minutul 5. Dacă și Immobile o reușești să marcheze,
Vă dați seama la ce nivel este Atletico Madrid în cariera noastră. Al treilea gol în Champions League. Un început perfect. Deja am dat gol în deplasare. Ca să ne mai luăm bătaie, Atletico trebuie să ne dea nou 5 boabe. 5! Înaintează aici Cătălin Cărjan cu sprintau, îl așteaptă din nou pe Immobile, dar Immobile nu vrea să se ducă, Immobile. Immobile de data asta pregătit să dea pasul lui Cătălin Cărjan. Am vrut, de fapt, am spamat și eu butonul ăla de pas medie înapoi, că nu, chiar nu vreau să mai marcheze. Avem un avantaj prea mare ca să nu ne prostim. O pasă mai în față, hai, se dă acolo, ce viteză bagă Cătălin Cărjan. Cătălin Cărjan și bă, am un noroc în ultimul timp. Roagă-te acolo, Zidane, am un noroc în ultimul timp. Doar în piciorul apărătorilor șutez, că nu pot altfel. Deci doar în piciorul apărătorilor șutez, bă, gamea și... Opa, ce, bă, arbitrule, ce amingea la... În faza noastră, hai că se termine și prima repriză cu un 4-0. Se fac schimbările, Atletico se aruncă pe atac total. De bea acum, băieți. Ați realizat de bea după ce au început a doua repriză, trebuie să mai marcați 5 goluri. Slăbuți. Uți acolo, bă, n-ai cum. Bine că dacă eu stau să fiu faultat, mă împiedic, fac acolo, mă mișc jumătate de an, eu îl faultez pe el, gata. Instantă și revine. Haideți să încercăm o fază frumoasă, că aș vrea și eu să vorbesc cu domnul Zizu, zic, bre, hai, oleacă, că am obosit și eu, mă dor șelele. Că mă duc acolo frumos, calm, intră jucătorul cu numărul 21, dar nu la noi. La noi cine e? Odegaard și Asensio, locul lui Hazard. Hai, dăm frumos mai în față, doar 1-0. Imediat se pare că s-au făcut și schimbările. Suntem finaliști, bă, băieți, în episodul următor vom juca și măreața finală. Dortmund versus Real Madrid. Da, asta era. Dacă tot Dortmundul am așteptat să încerc să fie o ofertă de la Dortmund, dacă n-am primit-o, asta e. Mai avem 3 partide în care putem pierde campionatul. În episodul următor avem meci cu Atletico Madrid pe care garantat nu putem să jucăm. Hazard, jucătorul lunii în La Liga. Hai că merita dacă-i. Deci bă, băieți, dacă v-a plăcut foarte mult acest episod, neapărat susțineți seria cu un like, pentru că chiar mă gândeam în timpul meciului plictisitor că cel mai probabil vor mai dura vreo 2 sezoane, că mă gândesc că ar trebui să câștigăm cu România un campionat european, ceva, să facem și spectacul național României sau cel puțin să ajungem măcar până în semifinală, finală și eventual să câștigăm și un balon de aur. Deci mai sunt vreo 2 sezoane din aventura lui Cătălin Cărjan. Deci dacă vrei să apară cât mai multe episoade din această serie și să nu renunțăm prea la curând de ea, normal, noi ce putem face? Noi putem să mai jucăm doar sezonul următor și gata. Dar cine știe, poate ne mai transferăm la vreo echipă, poate reușim să trădăm Real Madrid-ul, mergem la Barcelona, poate ne toacem în Premier League, poate merge data asta la Bayern München. Cine știe? Bă, băieți, numele meu este Diez. Dacă sunteți pe această premieră, neapărat să lăsați și câteva comentarii ca să vă dau inimioare la fiecare în parte. Numele meu este Diez, vă vreau să aveți o zi extraordinară și în episodul următor avem finala.